Bine v-am găsit, stimați telespectatori. O secundă, iar mi-am pus ochelare de lectură. O îmbătrân ce se face așa. Unde o sunt ochelare lanț de vedere. Am și de calculator, dar nu i-am mai folosit. Așa. Bun. O că aș putea vedea, vă văd și cu aia. Adică mă văd. Sunt Nu întâmplător am spus că acea declanșare a anchetei în cazul dozelor de vaccin este un eveniment, eu spun nu numai național, ci și european, pentru că trimite la un abuz uriaș al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care acum îi se spune și regina, pentru că ea nu mai e de mult o președinte de comisie, deci un comisar mai deosebit, este o regină, ce Mussolini Bietco, un fel de, nu știu cum să spun, hai să zicem Stalin, nu vreau să trimit la Hitler, un Stalin al Kim Il-sen, al Uniunii Europene, așa de dictatoare este. Eu însă sunt surprins că acest caz nu a declanșat o dezbatere uriașă în spațiul românesc. Eu, în presă, voi continua, nu dezbatere în sensul cu dezvăluiri, că știm deja referatul, am văzut reacțiile celor isterice, ale celor de la USR care spun că este serviciile, statul paralel, au să zic, pătrulă cu statul paralel, eu le leșim, că dacă ziceam, când ziceam noi de statul paralel, cum? Astea sunt limbaj de, nu știu, naționalist, suveranist. Însă eu consider că este foarte important o dezbatere, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat cu acest nenorocit de vaccin, este expresia uneia dintre cele mai mari nenorociri post-decembriste, și anume slugărnicia liderilor din România. Eu de ce am spus că aș vedea ca președinți sau pe Codruța Chioveși sau pe Mircea Geoană? Pentru că cel puțin ei doi și cu atât mai mult dintre ei Mircea Geoană, au fost pe acolo. Gândiți-vă că premierii noștri, președinții noștri, hai să luăm pe Iohannis, da? Primar de Sibiu avea în orizontul lui, era nici Bucureștiu, când el și nevață să vedeau pe cineva pe Gâdea, pe Ciutacule și nu, sunt ăia care apar seară de seară, pe Tatoi, eu nu mai spun, da? Provincial. E un provincial de asta când ajunge la un european, îi vede pe acolo, pe aia, pe Macron, pe Merkel, Ursula, zice, mamă, unde am ajuns eu de la Sibiu? Cei care însă au frecventat această lume s-au obișnuit cu ea, cum exemplu Mircea Geoană, au complexe. Nu e vorba nici măcar de zvăgări, e vorba de complexul de provincial al Europei, de om ajuns de la, cum se spun, de la sat la oraș, de la oraș în Occident, și atunci, în cazul lui Câțu și Găștii, au zis, bă, a zis Ursula, că Ursula a fost cea care a făcut a cumpărat miliarde de doze și le-a vărât pe gât după asta, neavând ce face cu ele, unor premieri precum Câțu. Dacă vreți, eu în această, cum să spun, pe această temă a nenorocire numite, nu sunt lugărnicie, este impropriu spus, că nu cu provincialismului, adică depărtării în conștiința politicianului român
dintre el amărât, venit din provincie sau chiar din suburbii sau chiar din centrul București, deodată se trezește în lume. Deci, șmechere, că vor fi ei, nu știu. Eu, de exemplu, nu am complexe față de niciun jurnalist străin. Unii sunt mai de 100 de ori mai proști decât ai noștri. Această mare nenorocire a complexului de provincial, de țară, complexului de țară mică și de provincie a Europei s-a manifestat pentru prima dată la Ionidescu. Țara aceasta a fost nenorocită de sindromul complexului Ilescu, că el e comunist. Dacă ajungea președinte copos, rațiu, rațiu, ai democrație, mă, aia, Parlamentul Britanic. Adică știa și el că rațiu era, știa, rațiu mai ales, foarte bine, ei sunt în Occident, e cunoscuse, când Iliescu, când auzea toară și Iliescu de domnul, nu știu, Kohl, de domnul Mitterrand, pentru el erau domni, erau la... Și făcuse Iliescu. Și viste, eu nu spus, era bun pe aici, dar când se ducea, se ducea cu o delegație și acolo, erau aia toți, bine puși la asta. Deci atunci, dacă am fi avut pe Ion Rațiu, repet, altul ar fi fost soarta României, pentru că nu a fost complexă. Nu-i vorba că îi cunoștea, nu a fost complexă. Bine, mă, și dacă nu suntem în Consiliul Europei, ce? O să ne roage, nu? La Ilescu era nebunit să dovedească faptul că nu e comunist, că n-a fost activist, ba chiar că este anticomunist, că na. Că era iar un complex nenorocit de comunist. De ce? Au fost comunist și sunt. Bun, nu e lumea comuniștilor, plec la, nu știu, mă duc pe șantier. Și sunt comunist în continuare, că așa trebuia să fie. Bun. În preocuparea mea, mi-a trimis Marius Stucă, știindu-mă preocupat, un link la o emisiune a lui din aprilie 2022, deci de anul trecut, după venire, în care e un interviu istoric, istoric aș putea spune, cu Alexandru Rafila, ministrul Sănătății. Este un interviu unde, o să vi-l dau acum un fragment de 20 de minute, unde se discută despre această chestie gogoliană a vaccinului. Tot ceea ce acum a devenit, apare penal și se dezvoltă opinie publică, s-a dezvoltat la acest interviu de Alexandru Rafila, care ajunge în Ministerul Sănătății, a pus mâna pe documente și a văzut dezastru, cum să spun, acel dezastru, acea furtună, acel uragan a bătut asupra României și anume a venit, a plouat, nu cu piatră, a plouat cu doze de vaccin. A fost deluj, potopul vaccinului. Bun. Hai să vedeți ce a spus și după asta voi comenta eu ce a spus cum să zic, 2023, un an și ceva. Tot ce acum se dezvăluie, dar anul trecut la emisiunea lui Marius Stucă, în aprilie, s-a dezvăluit mult mai mult, da? Bun, ia să vedem. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară îl avem invitat pe Ministrul Sănătății, profesorul dr. Alexandru Rafila. Bună seara, bună bine seara. Ați venit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Domnule ministru, probleme grave pe ordinea de zi. Din păcate, m-am uitat aici pe o notă de informare privind vaccinurile împotriva COVID-19 achiziționate de România în perioada 2022 și mi se pare ireal. Știu că s-a mai vorbit despre asta, dar eu sunt un om care e cu creionul în mână și se uită aici, de la Pfizer 25 de milioane de doze, 0,95 așa mai departe, deci 25 de milioane în 2021, 39 de milioane, deci aproape 40 de milioane de doze, deci avem dintr-o dată 65 de milioane și după aceea mai avem până la aproape 90 de milioane de doze.
Scriu aici, am notat frumos și vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce face România sau care a fost calculul, după părerea noastră, pentru ca România să achiziționeze 90 de milioane de doze. E un subiect mai complex puțin, care nu se referă numai la România, se referă la modul în care Comisia Europeană a negociat aceste contracte pentru statele membre. Dumneavoastră știți că în anul 2020 nu existau încă vaccinuri autorizate, ele au fost autorizate abia spre sfârșitul anului 2020. Iar aceste acorduri, practic, stabileau o posibilitate ca, pe măsură ce vaccinurile sunt autorizate, să ajungă cât mai repede la statele membre. Deci, intenția probabil că a fost bună la început și Comisia Europeană a încheiat mai multe contracte cu producătorii încât să poată să vaccineze populația Uniunii Europene cu oricare dintre aceste vaccinuri. Întâmplarea a făcut că nu a fost doar unul autorizat, au fost vreo 4 vaccinuri autorizate. Așa că Uniunea Europeană a ajuns în situația să cumpere mai multe vaccinuri decât populația Uniunii, mult mai multe, cu o posibilitate de opțiune însă pentru statele membre, în anumite momente, cota parte care revenea fiecarei țări, ca și proporție din populație, putea să fie refuzată. Deci ăsta e un răspuns foarte important. Deci putea să fie refuzat. Putea să adică fie fiecare refuzat. Țară avea cumva dreptul de veto să refuze. Da, singura chestiune e că era totul sau nimic. Adică nu puteai să refuzi, să zicem, jumătate din cantitatea unei anumite tranșe. Toată tranșa care revenea țării respective. O singură întrebare și după aceea vă las să continuați. Când a fost contractat acest număr foarte mare de vaccinuri? Am ajuns la 90 de milioane. A fost contractat în două etape. O dată în etapa inițială, probabil că în 2020. Da. Și ulterior, după ce în anul 2020 s-a stabilit calendarul de livrări pentru anul 2021, în luna mai, pe 10 mai, cred, anului 2021, a existat o propunere referitoare la livrările din anii 2022 și 2023. Pe 10 mai, spuneți. Pe 10 mai, da. Deci se face acum un an, în 2021. Și atunci s-a contractat numărul acesta foarte pentru mare? Pentru 2022 și 2023. 2023 da. Înseamnă 40 de milioane de doze. 22 și 23, exact. Exact. Păi, și care este explicația? Că noi avem 16 milioane de oameni care putea fi vaccinați, da? Știți care e problema, domnul? Că eu nu pun niciun fel rea credința sau toată lumea vrea să fie sigură care la îndemână mijloacele să combată o pandemie. E un lucru normal să fie așa, dar totuși existau și anumite elemente care arătau că interesul pentru vaccinare în luna mai anul trecut scădea. Vă rog să iertați-mă doar o secundă, să mă scoateți pe mine, că lumea deja, acum sunt cunoscut măcar aici în nordul capitalei, să pună pe ecran nota de informare privind vaccinurile COVID-19 achiziționate de România în perioada 2023. Vă rog, domnule ministru. Da, este vorba despre o opțiune pe care am avut-o atunci, în mai 2021, pentru această cantitate foarte mare, care depășea, mod evident, posibilitățile de absorpție. E adevărat că putea, și atunci a fost această opțiune, totul sau nimic, adică 39 de milioane sau deloc. Pe de altă parte, existau vaccinuri care se acumulaseră deja, începuseră să acumuleze și, drept dovadă, în luna iunie a anului 2021, Ministerul Sănătății a vândut o cantitate de circa 1,15 milioane de doze de vaccin în iunie, din tranșa anului 2021. Deci e clar că și în mai existau... Nu, domnule ministru, nu mai știam cum merge vaccinarea. Era undeva la 20-30%, da? Din numărul total... Dar să știți că au fost tot felul de angajamente. Stați un pic, angajamentele erau luate în fiecare zi, că le dădeam pe ecran. Da? Populația României care putea fi vaccinată, cât ești?
16 milioane, ce da? Să zicem 15 milioane. 15 milioane. Și dacă punem, și copii... să zicem, 8 milioane, pentru că la noi a fost undeva la 50%, da? Punem da. Peste și mai 50%. Punem, da. Da. Și mai punem ce? Faptul că nu se face o singură... Da, două da, doze deci 16 milioane. Da. De 16 milioane însemna câte două doze de fiecare, da? Da. Mergem mai departe. Și mai... a treia doză încă vreo 2,5 milioane de locuri. Nu, stați până la a treia doză. Mai punem câte doze vreți dumneavoastră. 16 milioane. Până la 90 de milioane, da? Mai sunt 75 de milioane de doze. Asta înseamnă încă de 4 ori, da? Încă 4 doze. Asta înseamnă că românii puteau să facă aproape 8... Erau, domnul Tucă, eu v-am spus, contractele Uniunii Europene au fost încheiate pentru vaccinarea populației din Uniune, da, cu fiecare dintre vaccinuri. Așa au fost contractele inițiale. Domnule ministru, eu știu foarte bine, noi am făcut împreună, că cred că n-am făcut 100 de emisiuni, dar 50 am făcut, că făceam săptămână de săptămână. Păi, în momentul în care s-a contractat acest număr imens de vaccinuri, încă nu se vorbea de a treia doză, iertați-mă. Da, e adevărat. Păi și când nu se vorbește de a treia doză, tu de ce iei vaccinuri ca astfel încât populația să facă 7 doze? Încă o dată vă calculez da, aici. Da, știu. Păi care au fost calculele? Nu știu să vă spun pentru că... Nu sunteți de aici. Nu am argument la îndemână argumentele care au stat la baza acestei decizii. Repet, eu... Care este suma totală la care s-a angajat România, pe care trebuie să o plătească pentru aceste 90 de milioane de doze? Probabil că depășește bine 1 miliard de euro. Un miliard de euro. Mai mult. Cât? Mai mult. 1,3 probabil. 1,3. Spuneți-mi și mie, cât am plătit până acum? Am plătit în jur de 400 de milioane de euro. Deci 400 de milioane de euro. Și mai avem de plătit aproape mai mult de 600 de milioane de euro. 900 de milioane. La 1,3, 900 de milioane, da? Aproximativ. Bun. Pentru toate tipurile de vaccin. Da, pentru toate. 900 de milioane, adică aproape 1 miliard, ce să mai vorbim. Exact. Păi și când vom plăti acești bani? Nu știu și problema mea e legată nu numai de plată, ci de faptul că noi ar trebui să primim în continuare tranșe perioada următoare. Lucrul ăsta l-am declarat public, l-am informat da. Și membrii guvernului. Nu avem unde să-l depozităm, pentru că depozitele sunt pline. Avem circa 8 milioane de doze depozitate în România. 2 milioane de doze a expirat. Eu am reușit să vând o cantitate, zic eu, semnificativă. În 45 de zile am vândut 7,5 milioane de doze de vaccin și asta înseamnă o economie pentru statul român de 150 de milioane de euro. Deci este o sumă, zic eu, apreciabilă. Dar, dincolo de plată, nu avem unde să-l depozităm. Și dacă nu avem unde să-l depozităm, vă dați seama că este o problemă logistică foarte serioasă. Depozitele sunt pline la Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale. Și atunci, sigur, am făcut efortul, o să notific și colegii de la Comisia Europeană, producătorul, pentru că nu putem, în mod evident, să primim acest vaccin, pentru că nu avem unde să-l depozităm. În primul rând. Da, înainte rând, de toate. Că înainte și dacă de toate. Avea. Doi, s-au discutat la nivelul Guvernului României cu primul ministru, pentru că e vorba de 1 miliard de euro, domnule aproape, ministru. Da. Este o sumă foarte, foarte mare pentru produse pe care, în mod evident, există foarte puțină disponibilitate să le administrăm și ceea ce se întâmplă, pentru că discuțiile repetate la nivelul Comisiei Europene au fost legate de vânzarea sau de donarea acestor doze. V-am spus că am reușit să vindem 7,5 milioane la începutul anului. Între timp lucrurile s-au schimbat radical, în sensul că interesul pentru vaccinare a scăzut peste tot și chiar și donarea acestor doze este foarte dificilă. Noi am avut, de exemplu, un acord de donație pentru circa 1,1 milioane de doze la către anumite țări din Africa, din Asia și după ce am făcut procedura, nu au mai fost interesați să le ia. Deci... Așa că și donația este... problematică. Și aș vrea să abordez totuși puțin diferit discuția dincolo de doze și dincolo de interesul pentru vaccinare. Trebuie să avem totuși o explicație care este și de natură medicală, științifică
Și este o evidență care, din păcate, nu poate fi combătută, sau din fericire, să vedem. Dumneavoastră știți că atunci când s-au încheiat aceste acorduri, înainte de înregistrarea acestor vaccinuri, am avut următoarea situație. Studiile clinice care stăteau la baza aprobării acestor vaccinuri arătau o protecție împotriva îmbolnăvirii care a variat între 85% și 94% în funcție de tipul de vaccin. Da. Odată cu trecerea timpului și datorită variabilității tot mai mare a virusului, gradul de protecție a scăzut și s-a ajuns în situația în care, practic, față de tulpina Omicron, protecția împotriva îmbolnăvirii s-a apropiat de zero. Deci o protecție... Deci la Omicron s-a apropiat de zero? Da, probabil că protecție 10%, 20%, nu știu, să vă spun că n-am făcut încă, dar lucrăm la un studiu în acest sens. Să vedem exact care era gradul de protecție. Sigur că vaccinul pentru persoanele din vulnerabile, vulnerabile și așa mai departe, se producea, infecțiile erau mai puțin grave la persoanele vaccinate, mortalitatea era mai mică, dar scopul vaccinării inițial, pentru care s-a acordat indica această... Indica o protecție foarte mare. Nu, stați puțin, domnul Luca, e puțin mai mult decât atât, că era indica o protecție foarte mare. Scopul acestei campanii de vaccinare a fost să oprească pandemia. Deci oprirea transmiterii înseamnă oprirea pandemiei. Ori lucrul ăsta, inițial, care a fost până la urmă la baza acordurilor inițiale, nu s-a mai... N-a mai avut loc. Mai mult, au existat diverse discuții, angajamente din partea companiilor producătoare de adaptare a vaccinurilor la tulpinile circulante. Lucrul ăsta încă nu s-a produs. Probabil că se va produce, dar dacă se face față de tulpina Omicron, în toamnă e posibil să avem o altă tulpină decât Omicron. Scopul pentru care noi vaccinăm, de exemplu, copiii în programele naționale de vaccinare, este să oprim transmiterea rujeolei, transmiterea rubeolei, a oreionului, toate aceste boli. Deci vaccinul, practic, întotdeauna exact. Este pentru a opri transmiterea. Nu întotdeauna, dar scopul de sănătate publică în pandemie, acesta a fost principalul scop. Ori noi ne-am îndepărtat foarte mult de la scopul inițial și cred că e un element care ar trebui luat foarte serios în considerare și să avem o discuție sinceră, deschisă, cu Comisia Europeană, cu producătorii, sigur, dar cu Comisia în primul rând, care ne-a reprezentat în negocierile cu acești producători. Eu sunt convins că toată lumea a fost și este de bună credință, dar și noi trebuie să înțelegem că nu putem să aruncăm... Să dăm 1 miliard de euro pentru... Nu e vorba de asta, e vorba de semnificația, nu numai de asta, semnificația acestui fapt că luăm niște vaccinuri, nu le utilizăm, le distrugem și le și plătim. Păi deci, asta este mai important ca orice. Sunt lucruri... Auzim toată ziua de banii românilor. Banii românilor sunt lucruri la care trebuie să găsim un răspuns. Sigur, răspunsul nu e... doar de la Ministerul Sănătății, noi putem să fundamentăm profesional, sectorial, dacă vreți, dar decizia trebuie să fie și discuția la nivelul Comisiei Europene trebuie să fie poziția Guvernului României. Asta vreau să spun, că trebuie să vină Guvernul României exact. Pe baza unei note de fundamentare și așa mai departe, sigur, pe care o face Ministerul Sănătății și să discute. Polonezii, ați văzut că nu mai vor să ia vaccinurile noi. Da, deși invocă situația legată de criza din Ucraina, cheltuieli, refugiați și așa mai departe. Și noi suntem într-o situație asemănătoare, poate nu la fel de complexă ca și situația polonezilor, însă și ei au aceeași problemă că nu mai au unde să le depoziteze în acest moment. Păi nu, dar nota noastră de fundamentare are câteva argumente esențiale, importante. Și anume, unul, cel mai important, că vaccinul în primul rând a fost făcut pentru a opri pandemia, da, transmiterea, ceea ce nu s-a întâmplat. Pentru că spuneați dumneavoastră și aici vorba de specialistul Alexandru Rafila până la ministrul Alexandru Rafila, că în varianta Omicron mergea spre zero ideea de a 10-20% protecție. 10-20% și așa mai departe. 2. Nu avem unde să depozităm vaccinurile. Și 3. Și eu cred că e cel mai important lucru. Și să arătați acolo, lăsați pe ecran, cine a semnat acest acord pentru achiziționarea a 100 de milioane de, aproape 90 de milioane de vaccinuri.
Ceea ce înseamnă că mai avem de plată, cum spuneați, 900 de milioane de euro. Dacă tot vorbim în fiecare zi, vorba despre, nu dați la semnături, vorba despre Dan Barna, care era atunci viceprim-ministru și răspundea de Ministerul Sănătății. E vorba de Mihailă, care era ministru al Sănătății. Și era vorba despre, e vorba că în continuare a rămas cu semnătura de Florin Cățu prim-ministru. Deci sunt suficiente argumente, da, nu unul singur. Vorbeam și de depozitare, că nu avem unde să le depozităm. Și cred că cel mai important, nu dăm 1 miliard de euro să aruncăm pe fereastră. Pentru e că o problemă, pentru că totuși într-o situație de criză economică, ne aflăm într-o primă criză economică, criză generată de conflict, post-pandemie, dacă vreți, sau mă rog, post-val pandemic, cum vreți, trebuie să găsim o soluție. Eu m-am ferit să dau exemple, să dau nume și așa mai departe. Fiecare om judecă într-un anumit moment în felul lui, nu înseamnă că au judecat greșit, dar ne aflăm într-o situație pe care trebuie să o rezolvăm și să avem, cum să spun, responsabilitate și pentru resurse și pentru vaccin în general. Știți bine că eu sunt favorabil vaccinării. Totdeauna am făcut acest lucru, păi de sănătate fost, publică. Dacă n-ați fost dumneavoastră, n-a mai fost nimeni. Adică, da, dar totuși una e una alta. Și în postura aceea de specialist, când erați în opoziție, când nici măcar nu erați la guvernare. Exact. Poate mai mult că spuneți lucrurile astea când sunteți ministru al sănătății, nu s-a schimbat nimic. Spuneți-mi, vă rog, aceste doze sunt fabricate? O parte din ele sunt fabricate, bănuiesc, având în vedere faptul că ele au 6-9 luni durată de valabilitate, cele pentru anul 2023 nu cred că sunt fabricate. Păi, pentru 2022-2023 e vorba de 40 de milioane de doze, nu sunt puține. Pentru acest an noi am vândut, v-am spus, 6,5. Am mai vândut încă 1 milion din tranșa de anul trecut, de 7,5 în total. Am primit circa 2 milioane de doze. Anul ăsta trebuie să mai primim circa 11 milioane de doze de la compania Pfizer și anul viitor 19 milioane de doze. Asta aș vrea să puneți titluri pe ecran, nu mă bag niciodată, dar e prea important că am plătit 400 de milioane de euro până acum. Și aproximativ, nu știu. Aproximativ, spunem cifre, rotunjim, da? Și mai avem de plătit 900 de milioane de euro, deci aproape 1 miliard de euro pentru dozele care ar urma să vină în 2022-2023. Și niște restanțe din perioada anterioară. Adică mai avem de plătit și din 2021 sau? Da, mai avem. Din da. 2021. Da, mai avem. E o sumă mare? Este o sumă importantă. Păi la cât se ridică? Nu știu să vă spun pe din afară, nu știu cifre, dar mai există. În orice caz, cea mai mare parte a contractului care trebuie plătit este pentru dozele din 2022 și 2023. Da, dacă ajunge la 900 de milioane de euro, îmi dau seama. Adică e vorba de jumătate de miliard, aproape 500 de milioane de euro, nu? Mai mult, mai mult. Mai mult? Da, da. Deci mai mult de 500 de milioane da, de euro. Da. Păi, deci totalul 1,3 miliarde, am exact. Plătit 400 de milioane și mai avem de plătit 900 de milioane, de fapt. Da, exact. De euro. Exact. Păi, sunt cifre incredibile pentru România și pentru vremurile astea. Ca să vorbim un pic și despre ce a fost, dar mai ales despre ce va fi. În momentul ăsta mai există coronavirus în transmitere comunitară în România? Da, mai există. Nu neapărat în toată țara, dar sunt zone dens populate, cum ar fi București, Cluj, Timișoara, unde există încă transmitere comunitară. Scăderea e destul de accentuată. Eu mă uit poate mai puțin pe cifrele legate de numărul de cazuri. Mă uit la proporția de pozitivitate din totalul testelor. Suntem la 5%. Adică din 100 de teste, 5 sunt pozitive. Pozitive. Am plecat de la 15-16, am ajuns la 5. Probabil când vom ajunge la 1, cam acolo e. Tendința e de scădere. Tendința este de scădere, dar scăderea e lentă. Nu e o scădere rapidă, e o scădere lentă. Când o să ajungem la o proporție de 1% din teste pozitive, atunci putem să spunem că și transmiterea comunitară a încetat. Așadar, înainte de a comenta ce s-a spus atunci, dezvăluirile, pentru că acum Rafila nici n-au știut să-l întrebe, am văzut pe la Digi, dar n-a fost la înălțimea acelui interviu. Deci, stimați telespectatori, un aspect al acestui potop de
doze este următorul. România avea nevoie, să vă spun din surse, de 16 milioane, nu, avea apreciație de 16 milioane de doze pentru a vaccina toată populația, admițând că se vaccina toată populația. Nu s-a vaccinat, nu contează. Deci, în momentul în care ei au comandat, a zis, bă, 16 milioane, 16 milioane erau două doze, pentru că, atenție, nu erau și oameni, nu, da, 16 milioane și aveau nevoie de 35 de milioane. Adică, 35 de milioane, presupunând că se vaccinau cu două doze toți cei care trebuiau vaccinați. Știți că nu erau copii la început. Bun. Însă, România a comandat și a făcut contract și trebuie să plătească pentru 80 de milioane de doze. Deci, e o nebunie. Nu, 10 milioane trebuie vaccinat, da? Nu, 10 milioane erau dozele de vaccin la două, da? Nu, am greșit, da? Ei au luat 35 de milioane și și-au comandat 80 de milioane de doze cu totul, deci de 8 ori mai mult nu, decât trebuia să vaccineze. Deci, ideea, apărarea, că de fapt au zis că deși încă o dată nu e vorba de doze în plus față de numărul mic care s-au vaccinat. Că puteți spune, bă, oamenii n-au știut că va fi un eșec vaccinarea. Nu, la numărul de vaccinabili din România trebuia să fie, 10 milioane erau, da, și trebuiau să fie 35 de milioane cu doze. Admițând cu doze că se strică. Nu, ei au comandat 80. Atenție, au venit 35 de milioane, da? Deci, atenție. Deși erau numai 10, aveau 35 de milioane. Da. Au venit, da? Dar contractul este și pe 2000, a fost numai și pe 2022 și pe 2023. Deci, noi potrivit contractului, trebuie să plătim aceste dozele pe care n-avem ce face cu el, ca să zic, da. Problema este felul următor. Asta o să râde. Deci, problema este că trebuie să le plătim. Polonezii, noi n-am făcut nicio gălăgie. Polonezii au făcut gălăgie, zic, bă, nu vă plătim, da? Deci, încă o dată, deși pandemia s-a încheiat, noi, unu, trebuie să plătim în continuare diferite tranșe, așa, și ăia trebuie să ne trimită vaccin. Problema cea mai mare, problema cea mai mare este că noi nu mai avem, cum spune omul, anul trecut, unde îl pune. Deci s-a ivit o nebunie. Noi, chiar dacă îl plătim și sigur îl plătim, noi le vom spune celor de la Big Pharma, bă, nu ne trimiteți, că e mai rău dacă ne-l trimiteți, trebuie să-l distrugem. Unul, nu avem unde să-l punem și trebuie să-l distrugem. Și ne costă distrugerea, da. Deci au fost până la 24-11-2023, erau 7 milioane distruse. 3 milioane erau expirate. Deci, încă o dată, așa cum spune omul, avem o problemă. Erau atât de mult de doze, chiar și cele 35 de milioane, că noi nu mai aveam unde să le mai punem. Da? Și atunci se va întâmpla felul următor. Noi, potrivit contractului, comenzii, trebuie să le plătim și pe 2023, dar să-i rugăm pe aceea, bă, nu, noi vă plătim, dar nu le trimiteți, că le faceți mai mult rău. Ce să facem cu ele? O să spune, bă, ce facem? Nu știu. Le face apă. Nu! Ele trebuie distruse. Primul trebuie depozitate și te costă. Deci avem încă, să zicem, cât erau? Încă 50 de milioane de doze pe care dacă ne-l trimite, aia ne-au nenorocit.
Pentru că nu aveai ce face cu, că nu aveai ce face cu ele. Ele trebuie depozitate, trebuie aduse depozitate, nu avem unde să le depozitate, trebuie distruse de costă. Și atunci se va ajunge la paradoxul. Noi îi vom ruga, spune, bă, vă plătim, nu e nicio problemă, 1 miliard cât vreți voi, dar nu ne trimite și ei vor ajunge la un profit extraordinar, adică ei vor lua banii, dar și nu vor plăti nici măcar facerea acestor vaccinuri. Da? Este ceva inimaginabil, da? Deci, ce mai spune aici în interviu? Spune iar o chestie gogoliană, că la un moment dat, băi, noi ne-am pomenit cu un potop, repet, de doze. Și au rămas și pentru că nu s-au vaccinat și când au luat în plus, în afară, n-au venit încă alea, da? Nu e vorba, deci pe lângă faptul că ne-a costat inutil și că am dat niște bani și că trebuie să dăm un contract la un miliard ceva, apar niște situații din astea hilare, gogoliene. Unu, nu aveam ce face cu el. Doi, chiar dacă o parte din el nu mai era, că între timp virusul s-a modificat. Deci, la un moment dat, nu era bun la nimic. Adică, dar, repet, ca să-l distrugi, te costă. Deci asta este cea mai mare nebunie. Că, dracu, dacă ne trimiteau ciocolată, zicea, bă, bine, o punem acolo, dracului, și o dăm, nu știu, la copii, sau dacă ne... tablete, sau nu știu, chiar seringi. Nu, e ceva care, unul, se expiră, cum a fost, 3 milioane au expirat și 7 milioane le-au distrus. Cam costă, nu așa de mult, dar sunt sute de mii de euro ca să le distrugi, ca să le depozite, nu mai spun, dar... După asta este acea nebunie că noi am început să donăm ca să scăpăm de ele. Să spun. Și nu le am nimeni. Doamne, este ceva urât. Imaginați-vă că, nu știu, cineva și-a cumpărat, nu știu ce, dacă zice ce, e greu de presupus, nu știu, un vagon de conserve. Un vagon de conserve că a zis că vine apocalipsa și că el are nevoie, nu știu, dacă vin, rămâne singur, cu familia în buncăr, dacă o fi avut un buncăr atomic, trebuie să mănânce. Așa, și a venit apocalipsa și zice, băi, ce cu facem? Pentru că, așa, presupunând că conservele expirau, bă, ce faci, că n-avem ce face, știi? Da, e ca la, cum e acum, că am constatat că, de exemplu, aveam eu, am schimbat o, nu știu, niște comode pe acolo și Doina a zis, zic, bă, Doina, facem focul cu ele, nu avem ce, o problemă, trebuie să dăm niște milioane să vină să ne le ia. Bravo, mă, păi, zic, tot până la urmă, din mobila aia, ar trebui să ne dea ei bani. Că, ca să ți le ia din casă, că n-ai unde să le arunci, trebuie să plătești. Deci, încă o dată, și nu erau, să zicem, lemne de foc. Trebuie să fie și lemne de foc, dar dacă puneai ălea acolo, până la urmă le drăgeai sau lemne de foc, dacă ăia le vor vinde, oricum au niște bani. Deci iau bani din faptul că noi le-am dat să ni le ia și iau și bani că nu, să zicem, nu este mâncare stricată. Și atunci noi am zis, bă, oleu, cum scăpăm de dozele, hai să le donăm. Și a zis, nu, nu mai primește nimic. Deci noi avem o pacoste care se numește, cum să spun, nu se numesc cantitate. Deci nu am pus problema banilor. Am pus marea bătaie de cap că noi primim, trebuie să primim și avem vaccin și nu avem ce face cu el, da? Ce mă țară, ca să încheiem. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Atunci, cum să zic, a fost, de ce l-am luat? Asta încă o dată. Marea problemă este că cea care ar trebui să facă pușcărie eternă este Ursula. Pentru că, și ca și în cazul Ucrainei, ea a luat, treaba ei, nu știu, poate că a luat că era speriată, a luat, cum să spun, de 4 ori mai multe doze decât toată populația vaccinabilă a Uniunii Europene. Și a făcut cu, și apoi ne-a vărât pe gând, a vărât la proșilor, Orban, ne-a vărât 9 și ăsta, ai, cât o zis, și cu ce, și cu Mihail, că bă, nu se poate. Ne-a rugat, că ea n-a dat indicație, este o prostie, n-a fost directivă. Deci, vedeți dumneavoastră ce nebunie și
Tare mă tem, așa că peste un an, doi, trei, când se va termina afacerea din Ucraina, vom descoperi câți bani au aruncat guvernul actual, PSD, PNL și Marcel Ciolacu pentru ucraineni. O să vedeți. Că și aici, tot așa, nu vi sună. Eu cred că Ursula n-a zis, bă, o luați. Zis, bă, poate că o fi zis, bă, nu vrea să iei, da, sau poate a sunat chiar Câțu. Aveți probleme, luăm noi, nu e nicio problemă, da? Mulțumesc, la revedere!